ce în ce mai puțin români. Români abandonați de autorități de 22 de ani, români străini în țara lor. Despre acest studiu vom vorbi în această seară cu președintele PRM Corneliu Vadim Tudor și cu secretarul general PRM Gheorghe Funar. Într-o iarnă siberiană, un român vrea să ajungă în Siberia cu motocicleta pentru a pune steagul românesc la capătul drumului oaselor. Povestea lui în această seară, o poveste impresionantă. Bună seara, sunt Mirela Voicu, bine ați venit la România de Poveste. Iată, în această seară veți vedea o ediție specială a acestei emisiuni, o ediție specială cu invitați speciali. Vom vorbi cu președintele PRM Corneliu Vadim Tudor și cu domnul Gheorghe Funar nu numai despre drama românilor din Ținutul Secuiesc, dar și despre drama românilor care sunt înzăpeziți, despre ce fac autoritățile sau mai bine zis despre ce nu fac autoritățile statului, despre președintele care, iată, a schiat la predeal, despre primul ministru care i-a sfidat puțin pe locuitorii din România. Bună seara, domnilor, mulțumesc mult că ați venit în această seară specială la această emisiune. Ați văzut imagini. Domnul Gigi Becali a plecat să dea o mână de ajutor sinistraților, președintele schiază la predeal, primul ministru a făcut o declarație destul de tulburătoare, aș putea spune, pentru cei care stau de săptămâni întregi îngropați în zăpadă. Aș începe prin a spune că sondajul prezentat de postul vostru, post care nu are nicio vină, este fals. Partidul România Mare are mult mai mult, Dan Diaconescu nu are 12%, are maximul 5-6%. Se încearcă niște strategii, niște scheme ca să se perpetueze echipa lui Traian Băsescu la putere. Dar va veni momentul adevărului la alegeri și se va vedea despre ce este vorba. Nu uitați că acum două săptămâni a fost un sondaj care dădea pe fostul rege Mihai, pe soția lui, pe fica lui și pe Radu Duda, erau primii patru, cei mai iubiți dintre români. Este o minciună colosală, vă spun asta ca sociolog, asta e profesia mea de bază. În privința lui Mihai Răzvan Ungureanu, tu, dragă Mirela, ai fost foarte delicată, cum este felul tău și, în general, e felul ziaristelor, din, cel puțin din România, sunt bine crescute. Eu aș spune că el a fost o mitocănie îngrozitoare, pentru că exact asta mai lipsea românilor, am râs până la Dumnezeu, să vină el cu fundurile de sifon la ochi, cu capul lui de cactus, și să-i jignească, să-i acuze că sunt leneși și că nu mai poate el să plătească lenea românilor. Dar îl întreb, dragă Răzvan Ungureanu, tu ce lucrezi, mă, băiete? Ce faci tu dacă ești istoric? Vezi de istoria ta, că la SIE, nu știu dacă ai fost șeful spionilor, dar eu știu că ai fost spionul șefilor și așa ai ajuns cu ajutorul ambasadorului american în funcția respectivă. Prin urmare, dacă Parlamentul ar funcționa în parametrii normali, pentru așa ceva el ar trebui debarcat, pentru că este insultă gravă adusă românilor. Și să-ți mai spun ceva, dragă Mirela, și să vă mai spun și vouă, stimați telespectatori, sâmbătă seară, când am plăcerea să fiu pentru prima oară pe un post central din România, de televiziune, cu fratele meu de luptă și de suferință. Că noi, practic, am mers ca o pereche de cai. Am mers umăr la umăr, ureche lângă ureche, zurgălău lângă zurgălău, mergem până meți, până zloată, prin inundații, prin temperiile vremurilor și ne luptăm cu toți bandiții ăștia. De ce nu s-a rezolvat problema asta? Inundațiile sunt mai dificile din punct de vedere al suferinței fizice, al riscurilor și al deceselor care sunt la 4-5 secunde pe timp de inundații. N-ai cum să te aperi. Ele vor urma, ferească Dumnezeu. Sunt mai dificile decât zăpezile. Corect, e adevărat. Și uite că acum ne creează mai mari probleme zăpezile. Într-adevăr, o iarnă de apocalipsă ce se poate transforma într-o catastrofă națională și umanitară. Păi se spune de ce nu s-au dat zăpezile astea sau nu s-au diminuat efectele. Armata română nu mai armată, că mergem să facem drumuri, poduri și să sărim în aer în Irak, în Afganistan, bap în Bosnia, bap în Kosovo, bap în Somalia, bap unde a încercat mutul Iapa. Nu mai vorbesc de decimarea armatei, că ăsta a fost un program. Să dispară structura numărul 1 de apărare a poporului român. Iar populația, forța de muncă activă, aproape că a dispărut din România. Sunt circa 4 milioane de oameni, tineri mai ales,
care au plecat și a dovedit asta și ultimul recensământ. Vedem bine că în sate și în târguri au rămas aproape 100% bătrâni. De-aia nu se rezolvă situația. Vă spune asta un om care în 75, în vara lui 75, a făcut școala de ofițeri de rezervă. Era la Ho Chi Minh aici, școala numărul 1, o făceam după facultate, eram ziarist la România Liberă și ne-au prins inundațiile, inundații devastatoare. Și ne-au dus școlile de ofițeri de rezervă, dar și armata la Dunăre în special, că ăla era pericolul. Și am făcut digul de la Mostiștea și știu ce înseamnă, dar repet, erau freze, erau screpere, erau excavatoare, erau macarale. Acum am revenit la preistoria apărării în caz de calamități, la sapă și lopată. Și încă ceva. Președintele schiază, Gigi Becali a plecat la Silistas. Cum comentați, domnule președinte? Președintele schiază. Mie mi se pare că s-a dat cu pungă ce a făcut el acolo. A suflat în pungă și porbă să pârtie, trece Băsescu. Măi, nu ți-e rușine să faci. Stai aici. Îl huliți toți pe Ceaușescu, dați în el cu petar de ude să-i murdăriți mormântul. Dar cu toate păcatele lui, și la cutremur, și la inundații, a zbârnit, se ducea ca argintul viu, peste tot. S-a întâlnit cu cineva, președintele, oare la, ce anume? La Predeal? S-a întâlnit cu cineva la Predeal? Da, eu știu de ce s-a dus la Predeal, să se odihnească, pentru că prea mult a muncit, este foarte greu să duci paharul la gură din minut în minut, dar s-a întâlnit cu Ilie Sârbu. Vă dau informație în premieră națională, ei au vorbit. Cred că azi e sâmbătă, cred că ieri l-a sunat Băsescu să vadă ce program are, să nu-și facă alt program, și l-a invitat la vila lui Ceaușescu. De la Predeal, la 4:30 s-a dus tata socru al socrului Victor Ponta și au stat 2 ore acolo, au pus țara la care. Deci este trădare pe toată linia. Ponta l-a trădat de 2 ori partidul, care a dat o pălărie mult prea mare pentru microcefalia lui, să fac un joc de cuvinte. Adică a renunțat la funcția de președinte al Senatului, l-a dat afară, fără un motiv plauzibil. Eu sunt cel mai vechi șef de partid din România, am mai dat și eu niște oameni afară, dar după îndelungi verificări, le-am mai dat o șansă. Zic, stai mă, că e foarte ușor să spargi un pahar, dar este aproape imposibil să-l faci la loc. Deci cedezi funcția de al doilea om în stat ca să-i dai plocon PDL-ului și acum ai un discurs mai mult decât mieros și absolut aiuritor, când țara aștepta altceva de la cineva care ar vrea să fie prim-ministru al opoziției și care joacă exact cum îi dictează tata socru. Haideți să vedem materialul cu românii din țara. Numai o frază vreau să vă mai spun. Dacă nu sunteți capabili, chemați în ajutor trupele ONU, CAFOR, în misiuni umanitare, pentru că nu se rezolvă situația în următoarele zile sau săptămâni și mor oameni nevinovați. Nu sunteți în stare, în acordurile internaționale pe care le avem, se poate să se vină. NATO nu se bagă decât în probleme militare, dar ONU se bagă cu misiuni umanitare. Vă rog, domnule Funat. Generalul Iarnă îi ajută pe român după 22 de ani să afle adevărul. Spune și domnul președinte Vadim, pare și cred că foarte mulți români și-au pus aceeași întrebare, cum de președintele României în această situație de dezastru din țară nu-l doare inima, nu-l doare sufletul de românii lui. Și a plecat undeva la munte, probabil, cu snowboard-ul. Da. Tichia de mărgărita la chelului. Care este adevărul? Ei nu simt românește, nici nu pot simți românește din moment ce sunt alogeni. Sunt minoritari toți. Românii nu știu. Românii, noi suntem făcuți extremiști, suntem dați la o parte, pentru că le punem oglinda adevărului în față. Băi, fraților, opriți-vă că țara nu vă mai suportă. Românii sunt dați la o parte, îi număr pe degetele de la o mână, într-un guvern de misogini. Nimeni n-a remarcat că guvernul ăsta, format din 18 oameni, că și primul ministru e membru al guvernului, că e șeful guvernului, sunt 17 bărbați și o singură femeie. Bine că și aia penticostală. Orice demers jurnalistic care are ca subiect situația românilor din județele cuprinse în așa zisul Ținut Secuiesc poate fi bănuit de subiectivitate. Reportajul realizat de colegii mei, Cătălin Drăgădinaru și Dana Mezei, are însă ca punct de plecare un studiu ale Academiei Române
despre care cităm: slăbirea comunității românești din județele Harghita și Covasna. Concluzia jurnaliștilor noștri coincide cu cea a Academiei Române. Românii din regiunea numită de unii lideri maghiari Ținutul Secuiesc se simt abandonați de 22 de ani de către puterea de la București. Vă rog să vă interesați dacă în toamna acestui an școlar a fost vreo școală maghiară închisă care n-a putut să funcționeze. N-a existat niciuna. E, școli românești au fost. Dumnezeu să vă dea multă sănătate, putere și un viitor sigur în Ținutul Secuiesc. Din anul 2004 încoace, auzim din ce în ce mai des despre o zonă din România care s-ar numi Ținutul Secuiesc. Promotorii acestei titulaturi, liderii partidelor maghiare din România în frunte cu UDMR-ul, afirmă că este normal să existe această denumire, la fel cum normal există și Țara Bârsei sau a Olteniei. Numai că, din explicațiile acelorași lideri, lipsește mențiunea că, spre deosebire de Țara Bârsei sau a Olteniei, pentru acest ținut care ar urma să cuprindă județele Harghita, Covasna și Mureș, se dorește obținerea statutului de unitate administrativ-teritorială. Însă, în acest caz, ar fi încălcată grav Constituția României, unde nu există noțiunea de ținut ca unitate administrativă. Numele de Ținutul Secuiesc te trimite cu gândul că aici secuii ar fi majoritari. Numai că este greu să te pronunți cine sunt majoritari în zona respectivă, maghiarii sau secuii. Asta pentru că aceiași lideri ai maghiarimii susțin câteodată că secuii sunt același lucru cu ungurii și, în funcție de context și de interese, cu alte ocazii afirmă că sunt popoare diferite. Dacă ar fi vorba despre același neam și diferențele dintre secuii și unguri ar fi aceleași ca deosebirile dintre olteni și moldoveni, să zicem, este greu de înțeles de ce există Consiliul Național Secuiesc separat de Consiliul Național Maghiar. Dacă sunt popoare diferite, conform ultimului recensământ, în acest ținut, cum s-o chema el, nu mai trăiesc decât 500 de secui. Dacă pentru un așa număr mic de secui s-ar impune crearea unui ținut, ar însemna că toate zonele României unde sunt mai mult de 500 de cetățeni de aceeași etnie să se creeze câte o asemenea aberație teritorială. Idee evident absurdă. Oricât de ideologizate ar fi teoriile despre evenimentele istorice, rămâne totuși un nucleu dur de fapte, greu de negat. Astfel, în cazul secuilor, aflăm că în 1437 fac parte din Unio Trium Nationum, la oaltă cu sașii și ungurii, ceea ce, pe cale de consecință, permite a se concluziona că secuii nu sunt totuna cu ungurii. De-a lungul întregului Ev Mediu, secuii sunt pomeniți ca popor diferit, fie că sunt aliați cu ungurii, fie că sunt dușmanii lor. În 1867 însă, odată cu obținerea de către regatul Ungariei a Ardealului de la coroana austriacă, ungurii s-au trezit minoritari în propria țară. Numai 45% erau de această etnie. Astfel că în 1871 este de notorietate că s-au emis legile maghiarizării. Acestea i-au vizat deopotrivă pe secui, sloveni, români sau țigani. Dacă a existat vreodată o limbă a secuilor și majoritatea istoricilor susțin că da, în această perioadă ea a dispărut. Maghiarizarea secuilor a fost completă. Așa că în prezent termenul de secui este cel mult o construcție ideologică. În concluzie, mândrul popor secuiesc vorbește maghiara chiar dacă, cine știe, genetic s-ar mai diferenția de unguri. Oricât de diplomatic ar fi limbajul liderilor maghiari din România și din Ungaria,
Și oricât de diplomatice ar fi răspunsurile politicienilor români, ambele părți știu despre ce e vorba. Nostalgia maghiarilor după Ungaria Mare. Problema ținutului secuiesc este și ea parte din strategia pașilor mărunți, menită să recupereze ceva din ce s-a pierdut la Trianon. În 1998, însuși actualul prim-ministru al Ungariei declara că granițele statului maghiar nu se suprapun cu cele ale națiunii maghiare și că viitorul guvern este al națiunii maghiare, ceea ce înseamnă că guvernul din Republica Ungaria acționează și pe teritoriul altor state în care există conațional maghiari. Nici atunci și nici acum, guvernele României nu au reacționat. În prezent, singura instituție care s-a interesat de soarta românilor uitați în așa zisul ținut secuiesc este Academia Română. Concluziile unui studiu efectuat în 2011 în județele Harghita și Covasna sunt zguduitoare. În vara anului trecut, reprezentanții Academiei Române au elaborat un studiu în ceea ce îi privește pe românii din Covasna și Harghita. Potrivit acestui studiu, două sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă românii din Covasna și Harghita. Prima ar fi aceea a, citez, acaparării administrației locale de către reprezentanții comunității maghiare. Cealaltă este raportul natalității, care este net în favoarea comunității maghiare și a maghiarilor. Românii de aici au sentimentul că au fost abandonați. Niciodată autoritățile centrale nu au luat o poziție fermă în condițiile în care a venit cineva, de exemplu, din Ungaria, hai să spunem președintele Parlamentului Ungar, Kövér László, sau Semin Zsolt, vicepremierul Republicii Ungare, și-au spus: vrem autonomie, voi cereți-o, noi vă vom susține la toate nivelele. A venit ministrul dezvoltării regionale și turismului, Elena Udrea, s-a dus la Borsec, trecând prin Toplița, trecând prin Sărmaș-Gălăuțaș, dar la întoarcere măcar n-a avut timp să se oprească, să stea de vorbă cu primarii români. Nenumăratele ofense aduse simbolurilor românești din așa zisul ținut secuiesc întăresc concluziile Academiei. Iată câteva exemple. Cetățeanul român Cibi Barna îl spânzură ritualic pe Avram Iancu în fața unor copii de vârstă preșcolară. Componenții echipei de hochei a României sunt decorați de către primăria din Miercurea Ciuc pentru că nu au cântat imnul României, ci pe al Ungariei cu ocazia unui meci. Mai mult, deși acest ținut secuiesc nu este decât un proiect evident neconstituțional, numele său apare pomenit în acte oficiale emise chiar de către Consiliul Județean Harghita, ca și când pe ungurii de la conducerea județului nu i-ar interesa niciun fel părerea puterii de la București. Am ajuns să fim tratați chiar cu dispreț. Vreau să vă arăt aici o scrisoare pe care am primit-o în luna decembrie de la Consiliul Județean, de la Cabinetul Președintelui, în care mă anunță destul de sec că din economiile județului mi s-au alocat pentru dezvoltare 10.000 de lei, este o sumă absolut ridicolă, totuși suntem un municipiu, după care, fiind și sfârșit de an, domnul președinte al Consiliului Județean, cu ștampilă, cu antet, îmi spune următoarele: Dumnezeu să vă dea multă sănătate, putere și un viitor sigur în ținutul secuiesc. Este un act oficial cu antet, cu stema Consiliului Județean. Sigur, pot să vă spun că se lucrează tare la o stemă a ținutului secuiesc. De altfel există, este realizată. Există și steaguri arborate în diverse locuri, așa cum există tot felul de insemne ale Ungariei Mare, ale vechiului ținut secuiesc, puse pe clădiri oficiale, și nicio instituție a statului român nu se sesizează, cu toate că vedem în ultima vreme că organele statului sunt extrem de atente la orice abatere de la lege, nu și în acest caz. Edilul șef din Toplița susține că toți primarii români din Harghita, cel puțin, sunt discriminați, ba chiar sabotați de către Consiliul Județean. În ultimii doi ani, 2010-2011, practic manifestările acestea, chiar de sabotaj, chiar iredentiste, până la un moment dat, s-au radicalizat inadmisibil de mult.
Și am să vă dau câteva exemple, pentru că trebuie să înțelegem prin exemple, nu numai prin afirmații, când spunem acest lucru. Astăzi, practic, noi nu existăm pentru Consiliul Județean, dar ceea ce este și mai trist, nu existăm nici pentru prefectură. La noi nu este niciun fel de discriminare, chiar și primarii UDMR au primit, sunt primarii UDMR care au primit mult mai puțin decât Topița, pentru că n-au întocmit cum ar fi trebuit, s-au proiectat un program. De aceea, deci răspunsul meu este să vină nu prin televiziune, ci personal, când eu merg acolo, la dânsul, la localitate sau la vecini, să discutăm, că așa ar fi mai normal. Facem proiecte, numai că există un, dacă pot să-l numesc, un dialog al muților, al surzilor între primarii români și Consiliul Județean. Noi cerem niște lucruri și președintele ne răspunde despre cu totul alte lucruri. Strategia Consiliului Județean pare să facă parte dintr-un război interetnic rece. Rezultatul acestor acțiuni concertate creează etnicilor români un substrat de frică. O frică manifestată mai ales prin refuzul sistematic al românilor de a povesti presei despre fricțiunile cu majoritarii minoritari. La Doboi, una dintre localitățile pomenite în amintitul studiu al Academiei, motoul este: voi plecați, iar noi rămânem cu ei aici. Până și preotul ortodox din comuna Doboi a refuzat orice comunicare cu presa pe această temă, invocând același angoasant motiv. Biserica ortodoxă ridicată în 1884 veghează satul Doboi, la acea vreme o localitate exclusiv românească. Trăiau atunci 600 de familii de români în localitate și 110 dintre copiilor mergeau la școala românească. Astăzi au mai rămas 30-40 de familii de români și aceia au fost nevoiți să învețe limba maghiară ca să poată supraviețui. Tot din cercetarea academică aflăm că întărirea comunității maghiare se bazează pe, cităm, suport logistic străin, fără întrerupere, dispus în adâncimea proceselor sociale. Iată un exemplu de maghiarizare. Românilor din Doboi li s-a propus trecerea copiilor la școala de limbă maghiară în schimbul unor sume de bani. Lunar, copiii care participă la orice formă de învățământ în limba maghiară primesc din partea Guvernului Ungariei, prin Fundația Totul pentru Școală, patronată de Kelemen Hunor, o bursă de 330 de ron. Dacă dă copiii la limba maghiară, primește bani de la Ungaria, învață la limba maghiară. Adică... Și românii a dat mulți copii care creștiate între sat. Uh-huh. A dat acolo. Ca la școala maghiară. La școala maghiară, că vine banii de 3.000, 4.000, 6.000 de la... Înțeles. Deci, au dat copiii la limba maghiară ca să primească o subvenție de la... Subvenție de la Ungaria. La Ungaria, am înțeles. Chiar au vorbit în biserică de la... Cum îl chema pe ăla de la Târgu Mureș? Că care vrea să dea copii de la limba maghiară, primește de la Ungaria... Fiecare an, nu știu câte milioane. Da. Familia Vancea este una dintre puținele care au mai rămas în satul Doboi, cândva eminamente românesc. În 1940, că spuneați dumneavoastră mai devreme, cam câte familii de români erau în toată comuna așa? Comuna așa scrie și ziarul. Da, că... Prăștiați erau și pe sus și la Iacobeni. Nu erau numai români niciun loc. Cam era, câte familii? Era 500. 500. Prima impresie este că românii și maghiarii de rând se înțeleg și în principiu așa și este. Însă există momente ale istoriei pe care niciuna dintre părți nu le poate uita. Oamenii între ei se înțeleg foarte bine. Foarte bine, da. Acum da. În 40-41 mai au avut atunci dificultăți, cum se spune. Părinții au spus formă că a fost ceva, na. Ei era în floare că au venit era... Ungarie, suntem în Ungarie, una alta, da. După aia liniște. Unul dintre ultimele bastioane ale românității este Biserica Ortodoxă. În consecință, de câte ori pot, extremiștii profanează simbolurile ortodoxiei. Această troiță ortodoxă a fost ridicată pe pământul care aparține Bisericii Ortodoxe. Ea a fost sfințită în data de 15 august anul trecut de Sfânta Maria Mare. N-au trecut nici 12 ore până când cineva a încercat să-i dea foc. Pe spatele troiței a fost scris, deși nu se mai vede foarte bine acum, 666 și Valah, român în limba maghiară.
Bisericile ortodoxe au deranjat mereu în zonă, dar asta nu l-a împiedicat pe înalt preasfințitul Ioan Selejan să le ocrotească și să le înmulțească. Avem localități unde românii vorbesc doar cu Dumnezeu în limba română la biserică. Ei, datorită conjuncturii în care au trăit, vorbesc până și în familie astăzi, cu vecinilor maghiari vorbesc în limba maghiară. Din studiul Academiei mai reiese că românilor le este aproape imposibil să se angajeze undeva în acest spațiu, pentru că majoritatea patronilor și chiar conducătorii instituțiilor de stat îi refuză sistematic. La primăria din Miercurea Ciuc, de exemplu, nu lucrează niciun român. Tinerii de etnie română se simt însă abandonați, pentru că în cazul lor, cunoașterea limbii maghiare este o condiție la angajare. Firește că, neavând loc de muncă, sunt obligați să-și caute sursa de existență în altă parte, în alt județ. Suspendați între suspiciune și sacrificiu, românii din aceste trei județe par să capete pe zi ce trece statutul de națiune tolerată. Este un proces de deznaționalizare în Harghita incredibil. Sigur, există statistici. Sunt convins că cineva le citește, dar tot atât de convins sunt că nimeni nu ia nicio măsură. Obiectivele declarate ale liderilor maghiari sunt autonomie teritorială pentru ceea ce ei numesc Ținutul Secuiesc și autoguvernare. Obiectivele nedeclarate și nedeclarabile par a fi independența acestei regiuni și obținerea mai apoi a culoarului teritorial până la granița cu Ungaria. Lipsa de reacție a puterii de la București din ultimii 22 de ani face ca acest proces să pară de neoprit. Capcana în care au căzut politicienii din România, acceptând în viața politică partide pe criterii etnice, a făcut din UDMR arbitrul perpetu. Puterea, indiferent de culoarea sa politică, a fost obligată să se poarte cu mânuși cu UDMR-ul pentru a-și menține majoritatea parlamentară. Cei circa 100.000 de români din Harghita și Covasna se simt abandonați de stat și, conform cercetărilor Academiei Române, au de ales între maghiarizarea totală, precum secuii, și părăsirea locurilor natale. Probabil că Miercurea Ciuc în câțiva ani nu o să mai fie români deloc. Comunitatea românească se retrage sub presiunea înaintării comunității maghiare aflată în plin imperialism etnic. N-aș dori să rămână doar acest spațiu aici, intracarpatic, să se vorbească peste câțiva ani de zile. Au fost și pe aici cândva români. Am putea fi bănuiți de un material, de un patriotism exacerbat, dar niciun ungur n-a vrut să comenteze. Vă văd nervos și vă văd în mână cu un pix cu roșu, galben și albastru, domnule Funar. Ce părere aveți despre acest studiu? Ce părere aveți despre românii care trăiesc această dramă de atâția ani în Harghita și Covasna? Filmul acesta este cutremurător pentru foarte mulți români. Dar pentru mulți ardeleni și în special cei care au avut curajul la începutul anului 1990, în februarie, martie 1990, și-au înființat întâi la Târgu Mureș, apoi la Cluj-Napoca și în toate județele din Ardeal și apoi în toată România, Uniunea Vatră Românească. Apoi, în 15 martie 1990, s-a înființat Partidul Unității Naționale Române. În iunie 1991 s-a înființat Partidul România Mare. Uniunea Vatră Românească, împreună cu aceste două partide românești, de atunci, din 1990-91, au prezentat pericolul unguresc.
în revista România Mare, mai recent în Tricolor, în alte publicații pe care le-a avut PRM-ul. Domnul președinte Vadim a subliniat de nenumărate ori acest pericol, a dat o mulțime de exemple. Mulți nu ne-au crezut. S-a ajuns în 1990-91, din inițiativa PUNR-ului și a PRM-ului, să se constituie o comisie parlamentară de anchetă în cele două județe. S-a întocmit un raport pe care domnul președinte l-a botezat Harcov, da, privind situația din Covasna, Arghita, Mureș atunci, în 90-1991. Acel raport a fost blocat în Parlamentul României, nici până astăzi nu s-a discutat. O mare vină în tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare în aceste trei județe din inima Ardealului o poartă cei care au pus mâna pe putere pe această țară în finalul lui decembrie 1989, cei care au permis să se înființeze UDMR-ul. Această organizație, pentru că nu este partid... Este o uniune culturală, mai degrabă. Îi zice uniune culturală, nu este... De ce participă la guvernare? Asta zic și eu, ea figurează în catalogul ongurilor. Deci de organizație non-guvernamentală care e în toate guvernele. De ce a fost tolerată de politicienii de la putere această uniune culturală care ne-a dus în situația asta, domnilor? Ea funcționează ilegal. Domnul Ion Iliescu a fost unul dintre părinții UDMR-ului. S-a introdus și în Constituție, s-au introdus prevederi corecte, după părerea mea, dar nu sunt respectate și aplicate. Respectiv, cetățenii aparținând minorităților etnice din România să se bucure de aceleași drepturi ca și românii, dar să nu aibă drepturi suplimentare. Scrie limpede în Constituția. Da, dar acum e invers. Eu trebuie să învăț ungurește ca să mă angajez în Harghita și Covasna. De ce? Vreau să vă spun. Răspunsul meu este întâi o probă vie. La obrăzicia lor de a terpeni tricolorul românesc, noi răspundem cu drapelul lui Avram Iancu. Ăsta e steagul original de la 1848, de prima oară când îl arăt la acest post de televiziune. Uitați, are două icoane, pe o parte și pe alta, două icoane diferite. Uitați ce culoare aurie a căpătat. Puneți-l frumoasă, domnule. Puneți-l aici, domnule președinte, să-l vedem. Eram cu domnul Funar și cu alții lideri ai Partidului România Mare la Cebea. Era în septembrie 2010 și chiar lângă mormântul Crăișorului Munților, Craiul Moților, un erou național care ar trebui sanctificat pentru că a fost un om fără pată, și a venit un țăran cu steagul frumos împăturit ca pe un afet de tun și mi l-a adus domnul Vadim, îl păstrăm de 6 generații în casa noastră, steagul legiunilor lui Avram Iancu. Numai la dumneavoastră credem că stă bine. Mă mândresc cu el, este alături de masca mortoară a lui Mihai Eminescu și alături de un document semnat de Constantin Brâncoveanu, sunt cele mai importante piese din bogăția mea de colecționar. Dragă Mirela Voicu. Luci Bișva, nu s-a întâmplat nimic, l-a spunzurat pe Avram Iancu, domnule președinte. Dacă, cine l-a pălmâit pe Avram Iancu, deși a pierdut mințile în pușcărie? El a refuzat jucăriile împăratului Franț Iosef. A vrut să-l decoreze și el a zis, nu ne-am luptat pentru jucării. Și nu s-a dus la întâlnirea cu marele Franț Iosef. Și au găsit un pretext, l-au arestat, l-au bătut crunt în pușcărie și cum a murit în 1872, la numai 48 de ani. Aveți în față doi oameni care, dacă nu ar fi existat, intram acum cu pașaport în așa zisul ținut secuiesc. Noi ne luptăm din 90 cu această fiară hortistă. E inutil să mai spunem că n-are nimeni nimic cu minoritatea pașnică maghiară. O condiție, să fie oameni de înțeles și să respecte statul național unitar român. Țin minte, în 90 am ținut discursul, era acolo, la Vata Românească, de 1 decembrie 90. Pe urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat în 20 martie, când a fost linșat. Au fost omorâți români, dar a fost linșat Mihăilă Cofariu. Păi nu întâmplător el e membru în Partidul România Mare. Acest martir Mihăilă Cofariu nu este niciun alt partid de la noi. Și iată că i-am deranjat în 2008 într-o nerușinată fraudă electorală. UDMR-ul rămâne în Parlamentul României, deși e ilegal, că nu s-a înscris la tribunal conform legii de funcționare a partidelor politice, pentru că dacă trebuia respectată legea și trebuia, imperativ trebuia, trebuiau să aducă semnături din 20
25.000 din câte județe? Cel puțin 15. Cel puțin 15, ori ei nu au atâtea. Și trebuia să aducă statutul și programul. Ori ei acolo prevăd expressis verbis, autonomie teritorială pe criterii etnice. Nicio judecătorie nu le primea documentele. Acest studiu, care făcuse un cel mai înalt for cultural din România, Academia Noastră, de ce nu îl prezentați la Strasburg, domnule președinte? Este un studiu la Strasburg și la Bruxelles, care arată clar felul în care am ajuns noi. Numai eu l-am contrat dur. În limba engleză am improvizat un discurs, pentru că era timpul limitat, pe Laszlo Tökes. Când s-a propus să aibă funcția de vicepreședinte al Parlamentului European pe un post care revenise Ungariei, de m-au întrebat deputați britanici, francezi, dar pe cine, ce stat reprezintă domnul Laszlo Tökes aici, România sau Ungaria? Și de ce m-am ridicat și am spus, cum îl faceți voi, PPE-ul, pentru că ăsta e calul troian în Uniunea Europeană, din care face parte și din burta calului troian, așa, face parte și PDL-ul aflat la guvernarea României. Zic, cum să-l impuneți voi, vicepreședinte al acestui înalt forum continental, pe un om care neagă cele două tratate de după cele două războaie mondiale din secolul 20? El neagă Trianonul, da, 4 iunie 1920, și neagă tratatul de pace de la Paris. L-au impus până la urmă, dar văzând ce politică face și îi punea pe ei înșiși în mare dificultate, într-o Europa care se îndreaptă spre unificare, Tökes și ai lui cereau sfârtecarea teritorială a unui stat membru, l-au retras. Nu mai e vicepreședinte Tökes la ora actuală. Dăm voie numai câteva titluri să-și citesc, absolut întâmplător. Asval Antal Ișvan a guințat că în România trăiesc 5 milioane de oameni de altă etnie, adică 25%. România Mare, 10 iunie 2011. Noua agentură ungărească de la Bruxelles îi va costa pe români 1 milion de euro anual bani publici. România Mare, 10 iunie 2011. Ia uite și România Mare din 20 mai 2011. Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Covasna. Ghirimele. Inscripțiile cu ținutul secuiesc, nu este România, pot fi considerate și corecte. Și nu a fost demis domnul Ioan Aron, când aduce e un atac de lez națiune, așa se numește în Constituție. Numai două titluri, ia uite, așa au schimbat ungurii raportul demografic în Harghita și Covasna. Maghiarizarea forțată, au maghiarizat și numele din cimitire. Dragul devine Dragfi, Banul devine Banfi, Lăcătușul devine Lacatoș. Ia uite, România Mare, 24 iunie 2011. Budapesta vrea să schimbe steagul din cauza că seamănă cu al României. Și ia uite, plângerea penală, am găsit-o azi, căutând tot felul de documente pentru emisiunea ta, am găsit-o printre hârtiile mele, plângerea penală din 29 noiembrie 2007, formulată de domnul Gheorghe Funar, era senator pe atunci și va mai fi, vă asigur eu, către parchetul de lângă tribunalul Vaslui. Cum e posibil ca Laszlo Tökes la alegerile pentru Parlamentul European din 2007 să aibă în județul Vaslui, dar a avut și în alte părți, în Vaslui a avut 1000 de voturi. Și când am întrebat pe președintele Consiliului Județean Vaslui, care era fostul nostru senator, domnul Corneliu Bichinescu, zic, domnule, câți etnici maghiari sunt în acel județ? Și mi-a zis 32, domnule președinte. Zic, cum, doamne, iartă-mă, îl votează pe Tökes, o fi votat și urmașii plăieșilor lui Ștefan cel Mare. Nu au votat serviciile secrete, pentru că Băsescu e la mâna lor. Dacă ăștia se supără, mâine Băsescu rămâne o amintire. Nu frumoasă, cum zicea Nicolae Labiș, ci urâtă, pentru că îl suspendă. Alea sunt voturile care îl duc pe el. Nu la plotonul de execuție, dar la pușcărie direct. Băncile dumneavoastră vopsite în culorile steagului românesc mai sunt la Cluj, domnul Funar? Nu, au fost înlocuite. Ce nu știu foarte mulți români este faptul că aceste trei culori, roșu, galben și albastru, le avem de cel puțin 10.000 de ani. Arheologii au dovedit și sunt foarte multe cărți apărute pe această temă care confirmă că dacii foloseau aceste trei culori, inclusiv American, pe uniforma militară. Americanii își pun și pe chiloței, deci, de baie copiilor. Uniforma militară, nu asta era problema. Uniforma militară a dacilor
era următoarea. Aveau cămașe albastră, tunică roșie, pantaloni galben, roșu, galben și albastru. Deci de atunci avem aceste culori, le-am pus în municipiul Cluj-Napoca, sunt culorile noastre naționale, așa cum a apărut în filmul acesta corect pe Constituție. Dar măcar sunt ale noastre, ungurii au copiat drapelul după al Italiei. Da. Roșu, alb, verde este steagul Italiei lui Garibaldi. Dar cine l-a scos, domnul Funar Boc, care a intrat, a dat mâna cu ungurii ca să-l ajute să devină primar și a scos tricolorul din Cluj-Napoca. În ceea ce privește steagul Budapestei, era roșu, galben și albastru, moștenit de câteva mii de ani de la Daci, de la cetatea dacică Buda, care este acolo. Culorile dacilor erau roșu, galben și albastru, ungurii le-au păstrat. În anul trecut, când am lansat cartea Holocaustul împotriva românilor, am prezentat aceste informații, au fost și cei de la Budapesta și au zis că schimbă drapelul acum. Dăm voie să spun un singur lucru, că vorbeam... Ponta s-a supărat pe prefecții de la Harghita și Covasna. Colegia Educației a făcut azi o declarație că prefecții de la Harghita și Covasna nu aplică corect în teritoriul legea educației. Parcă numai legea educației. Vreau să spun un lucru. În 93 sau 94, văzând cum se obrăzicesc în Parlamentul României reprezentanții acestei formațiuni ilegale, anti-române și anti-europene, eu și cu regretatul meu amic Adrian Păunescu ne-am dus la Oliviu German, era președintele Senatului. De față era și Ioan Solcanu, de la PDSR, cum se numea pe atunci. Și i-am spus, Liviu, el e un om de carte totuși, Liviu, Oliviu German, Liviu spuneam, noi cântă perfect la pian, așa l-a cunoscut pe Lucian Bleaga, zic, măi, nu se mai poate tolera pentru că dispărem ca stat. O să își ceară și vor obține un coridor european către Ungaria și atunci adio Transilvania românească. Eu am prea mulți morți în pământul țării pentru Ardeal ca să tolerez o asemenea porcărie istorică. Zic, haide să propunem acum scoaterea lor în afara legii, pentru că oricum sunt în afara legii, dar să statuăm printr-un vot al Senatului. El a fost șocat, Adrian Păunescu a vorbit de asemenea remarcabil, a fost, iată, lipsa din Parlament a unui partid și a unor personalități. Și au rămas cârciumarii, au rămas cârnățarii, berarii și dansatoarele la bară. Păi iartă-mă, cât eram noi acolo, am măturat Parlamentul de câteva ori cu ei. Și cu Mihai Răzvan Ungureanu, care a măritat moștenirea Fundației Gojul și a dat-o ungurilor. Și vine agentul ăsta, CIA și Mossad, să-mi vorbească mie de patriotism și să insulte pe români. Puștule, vei avea o mare problemă cu Vadim Tudor, cu Gheorghe Funar, că suntem noi, umăr la umăr, voinici, spate în spate, o să vedeți ce veți păți voi, trădătorii de neam și țară. Deci s-a dus German, a ridicat două degete, s-a dus la un telefon ultrasecretizat, l-a sunat la Cotrocem pe Ion Iliescu și după un sfert de oră a venit cu răspunsul. Fraților, s-a rezolvat, nu se poate. Nu a fost de acord internaționalistul proletar Ion Iliescu. În tot acest timp, numai puțin, că trebuie să vedem un material și imediat după aceea. Există români care sunt dispuși să ducă steagul românesc tocmai în Siberia. O să vedeți imediat. Dar mai bine să-i ducem pe unguri. Vă este frig, vi se pare zăpada prea mare? E bine, în aceste zile un român se grăbește să mai prindă iarna siberiană și nu oricum, ci pe motocicletă. Iar de la Irkutsk până la Magadan, peste 5.000 de kilometri pe motocicletă, este un drum supranumit al oaselor, deoarece terasamentul său au fost îngropați nenumărați deportați de pe vremea lui Stalin. Printre ei și mulți români. Popescu l-am cunoscut întâmplător, la prima mare mobilizare civică de salvare a celor rămași captivi în nămeții de pe autostrada București-Pitești. Luate pe nepregătite, ca întotdeauna, autoritățile nu au găsit de cuvință decât să oprească circulația, oprită deja de neintervenția celor de la drumuri. Dan Popescu încerca să ajungă la niște prieteni, ocolind barajele ridicate de oamenii în uniformă, nu împotriva viscolului, ci a oamenilor. M-au sunat niște băieți că au rămas blocați pe autostradă. Au venit drum lung, vreo 500 și de kilometri. Și au rămas de ieri după masă pe autostrada București-Pitești, chiar aici, aproape de București. Nu mai au motorină, nu mai au mâncare, nu mai au băutură, nu mai au țigări, nu mai au nimic.
Și m-au sunat să mă duc cumva să-i extrag, că abandonează mașinile și să-i aducem acasă. Merg cu mașina mea personală, cum am fost și la Moscova cu ea, am venit ieri noapte. Și mă umflă râsul cum văd 10 cm de zăpadă, s-a blocat toată țara și eu ia la Moscova, e iarna, pe stradă e ca vara. Au zăpadă data la o parte, dar nici nu știi în ce alt timp ești. E dramatic. Unii știu să facă treabă, unii nu știu să facă. Ce treburi la Moscova? A fost un congres de motocicliști, printre alte discuții specifice moto, să punem la cale expediția la sfârșitul iernii, să plecăm încolo în Siberia. Acum în Siberia? Da, n-am avut ce face în 2010 și mi-am pus eu un pariu cu mine însumi să fiu primul român care ajung la Magadan cu motocicleta. Așa am aflat că Dan Popescu nu e un simplu om ce încearcă să-și ajute prietenii. El e unul care are în palmares parcurgerea drumului de acasă până la capătul Siberiei pe motocicletă. Acum 2 ani, el a plecat singur la un drum de peste 12.000 de kilometri. În ideea de a da un exemplu motocicliștilor mai tineri, să înceapă și ei să iasă la drumuri lungi. Cu toate că a vuit internetul că gata, în 2011 o să rupe Magadanul în două, vor învăța aia românește pe acolo de cât o să meargă, iată că în 2011 nu s-a dus nimeni, s-au dus vreo 2-3 echipe, una cea mai puternică a ajuns până în zona Baikal. Au trecut un pic de jumătatea drumului, doi băieți foarte simpatici din Brașov. Mi-am lăsat un steag acolo, unul din multele monumente dedicate celor morți pe drumul oaselor, printre care și foarte mulți români. Am lansat eu așa o provocare, bă, mergeți careva și schimbați în fiecare an steagul ăla, că fiind de pânză, în iarna siberiană se duce. Și sunt supărat așa că, uite, nici băieții ăștia n-au ajuns să schimbe steagul. Și asta e, om bătrân, mă duc eu încă o dată să schimb steagul. Dan Popescu a ajuns la prietenii săi captivi în zăpadă. A fost destul de ușor, dar asta, bineînțeles, după ce a reușit ocolirea abilă a barajelor. Dar, tot stând de vorbă, am aflat că Dan Popescu se află în preparativele unei alte expediții. El vrea să plece cu un aro pe 1 martie la Irkutsk, de unde își va recupera motocicleta. Ca apoi de acolo să parcurgă restul drumului siberian până la îndepărtatul Magadan pe 2 roți, cât este încă iarnă. Mașina pe care ne-o prezintă nu pare gata nici să ajungă până la colț. Însă, deși arată cam descurajator acum, Globetrotterul ne spune că va fi preparată de specialiști. Mașina este competentă, are foarte puțin kilometri la bord, este verificată, sistemul de tracțiune integrală funcționează, reductorul funcționează, motorul este pe benzină, clasic, varianta cea mai reușită fabricată de Aro vreodată. Și vom duce mândria tehnicii românești până la Magadan, unde o vom abandona. E mult prea scump să o aducem înapoi, mai ieftin să venim cu avion. Temerarul motociclist spune că drumul prin Siberia e mult mai bun dacă e înghețat, deoarece dezghețul taie orice posibilitate de mers. Dan Popescu a aflat acolo trista poveste a acestui drum supranumit al oaselor. Din cauza solului înghețat, deportații lui Stalin, care mureau în număr foarte mare, erau îngropați în fundația căii de rulare. La unul din micile monumente comemorative, el a fost singurul român care a pus o plăcuță menită a aduce aminte că la groaznicul drum și-au găsit sfârșitul și mulți români. Tot în temerarea sa călătorie, el spune că a întâlnit români oriunde se oprea. Pe toată harta asta m-am întâlnit cu români începând de la, din Ucraina, de la Sevastopol, din Crimea, care e tocmai în partea alta a hărății, nu o să vă arăt, dar venind încoace absolut tot transiberianul, care are pe el numai orașe mari, de-a lungul acestei căi ferate și șosele, în fiecare din aceste orașe sunt români, vorbind românește mai bine sau mai puțin bine sau amestecași cu rus. Nu mai departe, chiar și în Iacuția, care este o republică foarte mare a Federației Ruse, e aproape cât Europa, în Ulu, care în limba iacută, Saha, înseamnă mare,
În Ulu am întâlnit un român din Cernăuți, deci născut în actuala Ucraina, unde am rămas peste noapte și care chiar m-a și ajutat cu un acumulator, căci al meu la motocicletă se dusese. Dan Popescu ne invită să întâlnim un român născut într-un lagăr de dincolo de cercul polar. Eram cu soția în mol și am auzit la un moment dat un grai dulce românesc, un pic altfel decât știm noi de aici din țară. Și mergem acum să-l cunoști. E un om care s-a născut în lagăr, într-un lagăr sovietic de la nord, de cercul polar de nord, din părinți români deportați. Domnul Ivan Leurdă provine dintr-o familie deportată din Moldova de peste Prut. Actul său de identitate confirmă că el s-a născut la Vorcuta. Mama sa a fost mult timp trimisă în alt lagăr, undeva pe traseul pe care vrea să-l abordeze Dan Popescu. În 1949, ea cu alți mulți săteni din localitatea unde trăia au fost ridicați într-o noapte și încărcați, aș spune, în vagoane în care se transportau animalele și așa au fost trimiși la zeci de mii de kilometri. Au fost deportați mulți români atunci. Mulți din ei nici nu s-au întors. A fost un tren întreg și cu copii, femei care aveau noi născuți. Unele femei, cum a povestit mama, s-au născut în tren chiar, în vagoanele acelea, unde erau niște paturi de lemn cu paie și unde toată lumea trebuie că au călătorit vreo două săptămâni sau trei. Și când mama povestea, o lua plânsul. Acest regim comunist, dictatura aceea, a dus la foarte multe nenorociri și a distrus foarte multe vieți. Și noi niciodată nu trebuie să uităm asta. Dan Popescu spune că mare parte din provocarea ce l-a făcut să organizeze noua expediție a venit odată ce a realizat că de românii răspândiți de istorie prin acele teritorii ostile nu se ocupă nimeni. Din această cauză, acum are în plan ca odată ajuns la capătul lumii să organizeze o seară românească. Dar până acolo este mult. Atât de mult încât până și harta cuprinde cu greutate aceste distanțe. Plecăm din România, ieșim prin Galați, trecem 2,5 km prin Republica Moldova, prin Ucraina, prin nordul deltei Dunării, prin Odessa, traversăm Ucraina, intrăm în Rusia pe la Rostov pe Don, ne dăm pe aici pe la Omsk, pe la Novosibirsk, în tot felul de orașe ciudate, Transiberian la Maxim, avem aici lacul Baikal și plecăm către Magadan aici. Marea dificultate pe care vrea să o înfrunte Dan Popescu este parcurgerea în plină iarnă, acolo a unui drum improvizat peste trupurile deportaților lui Stalin. Și pe cei care se plâng de temperaturile scăzute ale acestui februarie, îi sfătuiește să vadă pe internet cum trăiesc oamenii într-un oraș la temperaturi de sub minus 40 de grade. Lucrurile se petrec mai firesc și decât la noi, unde o temperatură de minus 10 grade și o zi de ninsoare sunt considerate un adevărat cataclism. Când l-am cunoscut la început pe Dan Popescu și am aflat de enorma lui călătorie, am crezut că e doar un amator de extravaganțe geografice, ca să zicem așa. Dar cum giganticul traseu are acum repere românești, proiectul său e demn de laudă. Cu atât mai mult cu cât nu este implicată nicio autoritate națională. Pentru că, la autoritățile noastre, la iernile noastre, pe drumurile noastre, autoritățile nu fac altceva decât să perpetueze celebrul truism prezidențial. Iarna nu-i ca vara. Am un mail de la un coleg, jurnalist de la Radio România, de la Societatea Română de Radiodifuziune, care spune, spune-i, te rog, invitațiilor tăi că la parterul radioului, din intrarea Temișana, există un restaurant vopsit roșu, alb, verde. Păi, dar președinte și director general nu este exact asta. Asta zicea. Înțelegi? Și mai avem o întrebare din Londra. Cineva care vă întreabă că discursul din Parlament al lui Victor Ponta a însemnat, de fapt, vânzarea țării către terți? Am încheiat citatul, este un mail pe care l-am primit acum. A însemnat sinuciderea lui. El și-a făcut harakiri prin așa ceva, a aspirat la prea mult, să stea pe fotoliu unde au stat odinioară brătienii Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Mihail Cogălnician mai ales, și și-a rupt gâtul. Se pedepsesc
aspru trădările naționale. Ce ai făcut tu, dragă Victoraș, mai bine avea grijă de copii, vorba unei personaj ilustru, dar e sfârșitul carierei tale politice înainte de a fi început. Domnule președinte, dacă îmi permite să fac o scurtă referire la declarația de astăzi a domnului Victor Ponta la Sfântul Gheorghe. Acolo a declarat că este îngrijorat de faptul că, datorită căderii în cap în sondaje a PDL-ului, vor intra în viitorul Parlament două partide extremiste, Partidul România Mare și Partidul Poporului al lui Dan Diaconescu, și el va avea dificultăți în formarea viitorului guvern. El chiar oricum, crede că va face... Dar, așa se crede premier, dar îi va ține pe ungure aproape pe cei din UDMR, da, ca să participe în continuare la guvernare. Mă abțin. Mai mă uit la Stagostea și mă abțin. Da. Mai avem 3 minute. 3 minute. Ne citiți o poezie lângă Stagostea lui Avramiancu, ne spuneți un aforism. Hai să terminăm un pic mai... Vreau să spun ce personalități l-au laudat în perioada interbelică pe Iosif Stalin, George Bernard Shaw, Emil Ludwig, Andrei Gide, Herbert George Wells, Pablo Neruda, care avea să ia premiul Nobel pentru literatură. Au spus ce om bun e, ce blând e, ce minunat e. Și până la urmă s-a dovedit poate cel mai mare călău din istorie. Poezia e un mic pamflet pe care l-am scris ieri dimineață. E ultima mea poezie, că mă întreba unii de ce nu revin la uneltele mele de lucru, în noaptea de 9 către 10 februarie 2012. Îl citesc în premieră la tine. Iertați-mă. E titlul, moto, indignarea face versuri din satirele lui Juvenal. Iertați-mă, prieteni, că nu sunt mafiot. Aș fi trăit ca în Pampas, eram acum departe. Aveam Rolls-Royce la scară, palate peste tot, pe când așa fac foamea și adorm cu capul în carte. Iertați-mă, prieteni, că nu sunt francmason. Am refuzat ca prostul, deși s-a tras de mine. Aș fi primit onoruri și premii și blazon, pe când așa duc crucea bisericii creștine. Iertați-mă, prieteni, că nu sunt pederast. Ce tari sunt cavalerii aceștia de curlanda. Uniți într-o satana, regatul lor e vast. Eu am iubit femeia și i-am adus ofranda. Iertați-mă, prieteni, că nu s-a gen străin. Nici KGB sau AVO și nici Mossad sau CIA. Eram azi președinte de țară, cel puțin, fiindcă așa stă treaba la noi în România. Iertați-mă, prieteni, dar nu mă pot schimba. Eu sunt curat la suflet și am o țară în spate. Am fost și voi rămâne tribun și nu lichea. Iar Dumnezeu le vede și mie îmi dă dreptate. Mulțumesc frumos. Dați-mi mie pixul dumneavoastră și vi-l dau pe ăsta, domnul Fumel. Cu plăcere. Vreau să-l păstrez eu. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor. Au fost invitați special în această seară. Președintele Partidului România Mare, Cornel Vadim Tudor, mulțumesc. Și domnul Gheorghe Funar, un român. Cred că e suficient. Mulțumesc frumos.